În prima zi când am ajuns la echipă, le-am transmis un mesaj băieților, pentru că ei s-au culcat, să zic așa, pe o ureche. Nu știu cine le-a băgat în cap lucrurile astea, cum că este o echipă nou promovată. Într-adevăr, este o echipă, noi suntem o echipă nou promovată doar pe hârtie. Pot spune, în campionatul nostru, doar Mioveni, pentru că n-au reușit să facă transferurile dorite și au rămas cu același lot din sezonul trecut, și anume din Liga 2. Am mai văzut niște situații când echipa noastră pierdea meciurile și antrenorul sau antrenorii care au fost după mine și înaintea mea spuneau că sunt mulțumiți după ce pierdeau meciul, sunt mulțumiți de atitudinea și dorința jucătorilor. Nu sunt de acord cu lucrurile astea. Acești jucători care au venit, lucrurile astea trebuiau să le aibă deja, și anume atitudine și dorință. Acum este momentul să intre pe teren și să câștige jocurile. S-au pregătit foarte bine 2 săptămâni. Atmosfera în lot e una foarte bună. Se implică 100% la antrenamente. Am avut și un amical contra Stelei București de acum 1 săptămână, unde am văzut lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Lucrurile mai puțin bune, am și făcut o analiză video cu ei, le-am spus, le-am arătat unde s-a greșit și mai departe am corectat în antrenamentele care au urmat. Sunt montați, sunt foarte bine fizic, stau foarte bine mental, deci mâine cei care vor intra din primul 11 și cei pe parcurs sunt ferm convins că vor da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte. Doar victoria mă mulțumește mâine. Orice alt rezultat aș fi total nemulțumit. Cu toate că întâlnim încă o dată, vă spun, campioana României și liderul incontestabil al campionatului. Acum vă rog frumos, dacă aveți întrebări, pot să vă spun iarăși al treilea subiect care l-am omis, aceste critici care nu mi-au plăcut deloc în momentul în care am ajuns la echipă și mai ales mass media. Li s-a părut instalarea mea ca antrenor principal la Craiova surprinzătoare și nu înțeleg de ce. Eu vreau să de-aia am și ținut și îmi cer scuze că au mai încercat unii ziariști să mă contacteze înainte, acum 2 săptămâni, și le-am spus mai bine vorbesc în conferință de presă pentru că de aici preluați toți, adică ceea ce vă spun eu. Și nu vreau să îmi pună niște vorbe în gură aiurea. Da? Deci eu când am plecat atunci de la Craiova în momentul promovării, ce am spus? Și vreau să-mi confirmați și dumneavoastră. Am spus eu că nu mă întorc niciodată, că am ceva cu familia Mititelu? Nu, din contră. Eu cu familia Mititelu, în speță domnul Adrian Mititelu, avem 3 lucruri foarte importante în comun. Da? Și anume, amândoi iubim fotbalul, amândoi iubim Craiova, amândoi vrem să facem performanță. Și pentru mine lucrurile astea contează cel mai mult. Că insinuați voi niște lucruri, voi, în general presa, mai puțin mă interesează. Lucrul ăsta e exact ca într-o căsnicie. Majoritatea de aici sunteți căsătoriți, da? Și sunt ferm convins că la voi în familie nu este numai lapte și miere. Dacă e așa, puteți să-mi spuneți ca să știu. Că atunci succesul ar fi succesul extraordinar într-o familie. Și atunci, dacă te mai superi sau iei o decizie și spui ceva soției sau fratelui, pleci, te întorci pentru că iubești. Și eu, într-adevăr, iubesc foarte mult această echipă și Craiova în general și suporterii ei. Pentru asta m-am întors la Craiova.
Acestea sunt și motivele pentru care te-a făcut să revii pe Banca Craiovei? Două secunde și după care poți să-mi spui tu, Cristi, orice întrebare vrei. Iarăși am rămas puțin dezamăgit de colegii mei, antrenorii. Au ieșit la televizor și, nu știu, eu dau și numele, Vasile Miriuță, care nu mi-a plăcut declarația lui. Eu, în general, când văd o declarație de genul ăsta, pun mâna pe telefon și sun pe Vasile. Da, și am spus, Vasile, e declarația ta? Pentru că nu mi s-a părut normală. Da? El probabil că n-a știut unde să pună punctul, că el mi-a zis, eu te-am lăudat din contră pe tine. Păi, dar pune punctul. Mă lauzi pe mine, dar pune punct și după aia continui să vorbești de alți antrenori. Sau dacă vrei și ești tare, dă nume. Dă nume. Care Ghiocel, care e Lolec și care e Bolec. Înțelegeți? Lucrurile astea m-au deranjat. El a zis că iese să dea o dezmințire. Deocamdată n-a apărut nimic. Din păcate, dar în continuare îl aștept. Pentru că e urât, nu este bine. Noi trebuie să ne respectăm între noi antrenori. Nu trebuie să spunem lucrurile astea. Pentru că eu respect foarte mult pe el, ca de fapt pe toți antrenorii, indiferent că sunt la Liga 1, că sunt la Liga 2 sau la Liga 3. Eu am un respect deosebit și atunci asta cer să mă respecte și ei pe mine. Da, te rog frumos. Eugen, cum te-a convins Adrian Mititelu să redevii cu antrenorul Craiovei? Cu un simplu telefon. Echipa a rămas fără antrenor și s-au gândit la mine. Da? N-am mai contat ce a fost înainte, cum am plecat, ce lucruri au mai fost. Știți foarte bine că eu iubesc foarte mult Craiova. Și lucrurile astea. Mi s-a făcut un contract normal, un contract corect. Este un contract până în vară, da? Unde se plătește doar performanță. Și vreau să fiți fer convinși că în momentul în care, Doamne ferește, nu o să am rezultate, o să plec singur. Pentru că dacă n-am rezultate, eu nu pot să mai dau ochii cu suporterii. Îi iubesc foarte mult și nu am cum. În momentul în care nu voi avea rezultate. Debutezi pe Banca Craiovei în Liga 1, chiar împotriva echipei cu care ai luat titlul. Cred că primul titlu din istoria lor. Ai emoții? Eu nu am niciun fel de emoție, nu. V-am zis că pentru mine Liga 2, Liga 3 sau Liga 1 e același lucru. Mă întorc acasă, sunt cu oamenii care lucrează lângă mine, îi știu foarte bine, știu stadionul. Pentru ce emoții? Niciodată n-am avut emoții. Din contră, am făcut totul și m-am implicat ca să fie bine pentru Craiova și pentru toți cei care lucrează la acest club. Mă bucur foarte mult pentru ce a făcut domnul Mitelu aici, e o bază extraordinară. Așa ceva nu am mai văzut pe unde am fost. Îl felicit cu această ocazie. Deci omul investește în fotbal. Ține o echipă din propriul buzunar. De aceea, tot timpul va avea respectul meu. Indiferent că, nu știu, poate am greșit și eu, poate a greșit și dânsul, poate au greșit și alții, de nu ne-am înțeles la un moment dat. Unde crezi că se afla echipa dacă rămâneai și după promovare? Păi tot aici, în aceeași bază, la același stadion, tot aici. Echipa nu pleacă de aici. Ce îți dorești cel mai mult? Să învingi FCSB-ul, să învingi CFR-ul, să învingi cealaltă echipă? Eu, așa cum mă știți dumneavoastră, eu am mentalitatea asta de învingător și mi-aș dori să câștig fiecare meci împotriva tuturor. Ce-ai găsit schimbat la echipă? Schimbat cei care au venit. Mă refer la transferurile care s-au făcut, jucătorii străini, dar deja îi cunosc pe majoritatea. I-am urmărit cât timp nu am fost la Craiova, deja știu despre fiecare, despre calitățile lor, în mare, știu CDB ce joacă, știu ce poate Ondan, știu ce poate Bălan, care a lucrat cu mine în 2 ani jumate cât am fost aici, Kovacic la fel, deci cam știm. Am cunoscut foarte rapid și au înțeles, important pentru mine, că au înțeles mesajul meu transmis în prima zi când am venit, când am revenit la Craiova. Ai o săptămână de foc, CFR și Dinamo. Câte puncte ți-ai CFR făcut? Și Dinamo. Acum intru și puțin în mintea lui Dan, cum pregătește el jocul. Și mi-a făcut așa o...
cum ar, cam ce formulă ar juca el mâine. Și atunci m-am gândit așa, Hindrik, a fost la echipa națională, au pierdut din păcate cu 7-0 contra Italiei, are moralul afectat și s-ar putea să joace cu Bălgădean, aceeași linie de fund cu Burcă și cu Grahovaț, Manea la partea dreaptă. Dan a spus la un moment dat ieri că cel mai periculos jucător de la noi este Sidibe. Aici este și puțină teamă și atunci nu cred că va mai apărea Ștefan și va juca, virgulă, Camora. Da? Și mai departe, cei trei mijlocași, Boateng, sau poate să apară Culio, Bordeanu, Deac, Sacco la partea dreaptă, cred că va juca cu Costache, underul lor, și cu Debeliu, că am înțeles că Ali Bek este accidentat. Omrani s-ar putea și el a simțit ceva din spusele lui Dan. Dar, v-am zis, pe mine mă interesează mai mult echipa mea, ceea ce joacă, și ne dorim cu toții să câștigăm toate cele trei puncte mâine. V-am spus încă o dată și mă repet, orice rezultat în afară de victoria noastră mă nemulțumește. Noi avem nevoie de puncte și trebuie să intrăm montați să câștigăm meciul, indiferent de adversar. Ai pronunțat numele Culio, ai jucat alături de el sau el a jucat alături de tine, cum va fi revederea? El încă da, mă mir. El oricum era un profesionist desăvârșit, îl știu foarte bine cum se pregătea și înainte când jucam împreună și acum la fel și Ciprian Deac, care știți foarte bine programul lui, se trezește dimineața, se duce în sala de forță la ora 8:30 și începe antrenamentul. Sunt jucători, v-am spus, jucători grei, cred că sunt 7-8 internaționali în lot, dar asta nu ne împiedică să mâine, în timpul jocului, noi să avem inițiativa, să avem controlul și să ne dominăm adversarul și să marcăm goluri. Pentru a câștiga meciul trebuie să marchezi goluri. Din păcate, joci sau debutezi fără spectatori. Ei vor reveni... Din păcate. Știți foarte bine că suporterii sunt foarte importanți la Craiova și tot timpul când au fost alături de noi, am câștigat. Într-adevăr, este al 12-lea jucător. Cât de mult vă lipsesc? Foarte mult. Am înțeles acum că se dă drumul la spectatori, probabil de la 1 decembrie, și sperăm că acele două meciuri de acasă să-i avem alături de noi. Contează foarte mult spectatorii. Doar până la ora 21? Suporterii, galeria, peluza, tot. Până la ora 21 au voie spectatorii la stadion. Iarăși nu înțeleg lucrurile astea, dar pe mine mă depășesc și n-aș vrea să spun mai multe. Mă uit la alte campionate în Europa, stadionele pline, numai la noi. La noi când se juca cu spectatori, în partea cealaltă se juca fără spectatori. Deci nu mai înțeleg nimic din această pandemie. Dan Petrescu a fost propus la echipa națională. Îl vezi selecționerul României? Din punctul meu de vedere, Dan Petrescu este cel mai bun antrenor în momentul de față în România. Și el și Gică Hagi, unul din ei merită să fie selecționerul echipei naționale, în cazul în care, din ce am văzut, Mirel Rădoi renunță la echipa națională. Eugen, România a ratat încă o calificare la campionatul mondial. Crezi că vom participa totuși la campionatul european? Din păcate. Sper cu venirea noului antrenor să ne calificăm la cele două campionate pe viitor, și anume campionatul european și campionatul mondial. Dar, într-adevăr, chiar îți trebuie un proiect la echipa națională. Pe o durată de 4 ani de zile, în 2 ani de zile, nu știu dacă s-ar băga vreun antrenor. Dacă îl pui pe Dan Petrescu, trebuie să-i oferi și lui un proiect pe 4 ani de zile ca să construiască. Sau Gică Hagi, sau cine o mai veni. Voi ați dat capitanul Under 21 pe Dragoș Albu. Da. Cum a venit? A venit mai motivat? A venit bine. Am discutat ieri cu el. A venit de la echipa națională. Este foarte bine. Fizic, important pentru el și pentru mine că a făcut recuperarea acolo după meci, a doua zi. Deci, fizic stă foarte bine și mental. Așteaptă să intre mâine, să dea totul pentru victorie, atât el și ceilalți colegi ai lui. Crezi că Gigi Becali va vinde FCSB-ul cu 10 milioane de euro? Nu vreau să comentez eu ce se întâmplă la alte cluburi. Pe mine mă interesează doar Universitatea Craiova. Dar crezi într-un proiect comun FCSB, Steaua, condusă Nu comentez ce se întâmplă la celelalte cluburi.